Iisuse, pe tine te știu, Cel ce ești drept, sfânt și viu. La tine privesc, spre tine, tot timpul. Dacă așa am trăi, așa ar fi viața. S-ar împlini ce spune psalmistul, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plin în aștenut, în locuința mea, extraordinar. Alții se tulbură, sunt frământați, neliniștiți. Oamenii intră în panică, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Își vor da sufletul de groază, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Dar ce să facem noi? Chiar dacă așa va fi, noi nu ne temem, pentru că Dumnezeu oștirilor este cu noi. Nu ne temem, avem liniște, avem pace. Viața cu Dumnezeu e frumoasă atunci când o și trăiești. Doamne, ajută-ne să trăim cu Tine. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprienirea Lui. Neprienirea Lui este Domnul Iisus Hristos. Dar să trăim, zice acolo, în Psalmul 119, în neprienirea cerută de El. Că avem și noi o neprienire a noastră, fiecare. Și biserici locale care au neprienirea lor și și-o pun înainte, așa, ca un motou. Neprienirea Lui. Unde o găsim? O găsim aici. Ce frumos, mărturiile Domnului care au rămas, vindecările, puterea Lui. Tatăl o mărturisit despre Domnul Iisus Hristos. O mărturisit că, într-adevăr, lucrările sunt veritabile. Mă întrebam și aici, în această seară, dintre minunile lui Dumnezeu, care este cea mai mare? Nașterea Domnului? Nașterea Lui a fost o minune. Nașterea din Fecioară. Nu mai a fost așa ceva. La El a fost întruparea celor ce exista din veșnicie cu Dumnezeu. A fost doar o întrupare, o coborâre în lumea noastră, o minune. Apoi viața Lui, minunile Lui, semnele care le-au făcut, o minune. N-a greșit. De-aia a fost acceptată jertfa, sângele Lui. Caut un om, nu s-a găsit niciunul, chiar dacă Moise și Samuel, chiar dacă Noe, Daniel și eu v-ar fi. Nu i-aș asculta, decât și-ar mântui sufletul lor. Caut un om, iată omul, a zis Pilat, Domnul Iisus Hristos. A fost singurul desăvârșit. Jertfă desăvârșită cerea cel preanalt, stăpânul Universului. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Dar apoi moartea Domnului a fost o altă minune. Oare care a fost dintre ele cea mai mare? Nu știm. Moartea a fost o minune. El pe cruce nu a fost un muribund, a fost un stăpân. Și acolo pe cruce a stăpânit toate lucrurile, le-a dominat. Nu s-a pierdut cumpătul. O știu ce mai trebuie să împlinească și o căuta să dea curs de împlinire în totalitate, a ceea ce era scris despre El, mesete, era scris, ca să-i ducă buretele cu oțet. Fiule, iată mama ta, femeie, iată fiul tău, toate le-au împlinit, nimic în plus, nimic în minus. Ce frumos, Ioan 17, darea de seamă a Domnului Iisus, Tatăl, le-am dat cuvintele Tale, ai Tăi erau și Tu mi-ai dat. Împlinindu-se ce spune în Ioan 6, nimeni nu poate veni la mine dacă nu este atras de Tatăl. Extraordinar! Auziți că fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi suntem atrași la Domnul Iisus de Tatăl, stăpânul Universului personal. Nimeni nu poate mântui decât El. Nici Pavel nu a putut mântui pe nimeni. Știți ce a spus? Căci aproape că doresc eu însuși să fiu anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, pentru rudele mele trupești, nu le-au putut mântui pe niciuna, nici o rudă, nici un neam, indiferent cine a fost. Nimeni nu poate mântui. Singurul care poate mântui este Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus. Tatăl ne atrage la Domnul Iisus, o minune. Dar apoi, învierea Domnului, o minune. Înălțarea Lui, o minune. Înălțarea Domnului, o minune. Ziua cinzecimii, o altă minune, o altă minune. Parcă toate ori culminat cu această zi a cinzecimii. După ce mă voi duce la Tatăl, voi turna, vă voi
pecetlui. Voi lăsa, vă voi da Duhul meu. Domnul le-a promis, s-a anticipat toate lucrurile. El le știa pe toate. Ce frumos! Mă gândeam printre altele, sunt condiții, e important Duhul Sfânt? Nu se poate fără Duhul Sfânt. Nu se poate. Duhul Sfânt nu e ceva opțional, facultativ. Îl am, e bine, dacă nu l-am, e bine. Nu există așa ceva. Cei ce n-au Duhul lui Hristos nu sunt ai lui, asta spune Biblia. Sigur, există tot felul de... Vom vedea în ziua aia, încă n-am ajuns sus, încă suntem aici. Vom vedea cine ajunge acolo. E important Duhul Sfânt, absolut. Să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți fi îmbrăcați cu putere. Aveți nevoie de putere, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Care e puterea aceasta? E Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e o putere extraordinară. E ceva din Dumnezeu în noi, care ne ajută să împlinim ceea ce citim. Că dacă nu, de multe ori noi cunoaștem literar, dar nu avem putere de împlinire a ceea ce citim. Știm ce ar trebui să facem și să acționăm și cum să acționăm, dar nu avem putere și cădem la examene. De ce? Pentru că Duhul Sfânt îi mică măsură sau lipsește. Vedeți, noi am stăruit majoritatea după Duhul Sfânt și apoi suntem mulțumiți că am fost botezați. Și stăm liniștiți după aia, ani de zile, nu ne mai gândim. Cel puțin, așa cum am stăruit până l-am primit, tot așa trebuie să fie viața în continuare. O viață de stăruință. O viață în care să ai, într-adevăr, putere de împlinire, de trăire. Sunt condiții? Da, sunt condiții. Câteva din ele, inimile sau vasele trebuie să fie apropiate unele de altele. Toți erau împreună în același loc. Unitatea e foarte importantă. Unitatea bisericii. Ce bine că nu ne cunoaștem gândurile unii la alții. Că am zis de multe ori, Doamne, ne-am speriat unii de alții. Dacă ne-am cunoaște gândurile. Dar Domnul le cunoaște. Domnul le știe. Ferice de cel cu inima curată, că ei îl vor vedea pe Dumnezeu, cei cu inima curată. Gânduri curate. Viața nu poate fi mai curată decât sunt gândurile care noi le avem. Atât este viața de curată cât sunt gândurile. Și Biblia spune că în ziua aceea Domnul va spune omului până și gândurile lui. Și alea le are în calcul. Totul este notat în agenda celui preanalt. Ce mare lucru! Vasele să fie apropiate, inimile să fie apropiate. Doamne, îndepărtează orice discrepanță între noi, orice ruptură, orice prăpastie, care ar putea fi o rupere, un stăvilar în calea împlinirii pe care Tu ai pentru noi. Așa s-a întâmplat atunci în ziua 50.000, toți erau împreună. Era și mama Domnului și frații lui de corp, ucenicii, cei mai apropiați. Nici Maria nu a făcut excepție, era acolo împreună cu ceilalți. Vasele apoi să fie deschise. Într-un vas închis, într-o inimă închisă nu poți turna. O inimă care este închisă, nu poate nimeni să o deschidă. Numai El și-o poate deschide înaintea celui preanalt. Zice că Lidia asculta, Domnul a văzut și a făcut-o să fie culoarea minte, la ceea ce predica Pavel, în Fapte 16. Și Dumnezeu a lucrat mântuire, i-a dat mântuire ei și casei ei. Foarte important. Inimile să fie deschise, vasele deschise. Apoi vasele trebuie să fie curate. Curate. Într-un vas murdar, într-o inimă murdară, nu pune Domnul Duhul, să știți. Duhul îl pune într-o inimă curată. Și Dumnezeu care cunoaște inimile, zice, a mărturisit despre ei, Fapte 15, și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, n-a făcut nicio deosebire, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Mai întâi le-a curățit inimile. Ferice de cel cu inima curată. Timotei 2, versetul 19, spune acolo, ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Inimă curată. Mai întâi Domnul curățește. La cine curățește? La care vine? La Domnul. Cel care se recunoaște. E foarte important.
Dacă nu mă recunosc și dacă nu vin cu problema mea, nu a altora, nu am eu treabă cu alții. Sunt mulți care au evidență extraordinară altora. Numai ce-au făcut cu tare și cu tare. Dar ce face el și cum trăiește el? De aceea aș vrea să nu uităm. Inimile noastre trebuie să fie curate. Apropiate, deschise, curate. Apoi, inimile trebuie să rămână la îndemâna Domnului în continuare. Când cer Duhul Sfânt, Doamne, pentru ce-L cer? Nu-L cer ca să arat la alții că L-am, ci ca să pot împlini voia Ta, să trăiesc după planul Tău, să împlinesc poruncile Tale. Nu pot fără El. Ce frumos spune în capitolul 4, versetul 30 din Efeseni. Că nu știm cum trebuie să ne... Însuși Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Sub cer totul suspină, să știți. Sub cer. Și Fiul lui Dumnezeu care a coborât în lumea noastră, o suspinat. Și Duhul care este cu noi actualmente, suspină pentru noi. Așa ne spune Biblia. Suspină pentru noi. Iar noi, zice, și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfiere, adică răscumpărarea trupului nostru. Natura întreagă suferă și așteaptă revenirea la ceea ce a fost la început, când a creat-o Dumnezeu, când nu era spin și pălămidă. Toată natura sufere și așteaptă înnoirea aceasta. Totul suferă sub cer, totul suspină. Ce frumos! Ce frumos să fii deschis, să ai Duhul lui Dumnezeu, e o minunăție, o măreție. Aș vrea să vă spun că cei din afară n-au cum să înțeleagă, nici nu avem noi pretenții, că de multe ori cei dinăuntru nu înțeleg suficient. Pe care îl vor primi cei ce vor crede în mine, așa spune Biblia. Auziți numai ce spune în Fapte, capitolul 5. Noi suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Auziți cu Ildă, celor ce ascultă de El, dar o ascultare nu unilaterală într-o direcție, că nu există la Domnul prin compensare, într-o anumite compartimente sunt undeva sus, iar în altele jos. Știți ce spune bisericilor din Apocalipsa? Dar ce am împotriva ta? Mai întâi arată lucrurile bune și apoi, dar ce am împotriva ta, la ce are împotrivă, nu spune, lasă că le ai pe celelalte, multe bune și totul e în ordine. Nu e în ordine, ce-i rău este rău. Și niciodată Dumnezeu la ce este rău și la ceea ce nu ai, nu va spune că îl ai și că totul e în ordine. De aceea în seara aceasta, sigur, o readucere aminte a ceea ce a fost atunci, dar și o cercetare a noastră. Doamne, cum stăm noi? Noi putem vorbi foarte frumos despre Duhul Sfânt, fără să avem Duhul Sfânt. Fără să-L avem. E o tragedie. Să vorbești despre El și să nu-L ai. Să vorbești cum or fost înaintașii sfinții și tu să nu fii printre ei. Celor ce ascultă de El. Spune aici Ioan în capitolul 7 un alt lucru. Ascultarea zice că face mai mult decât jertfele. Și împlinirea cuvântului mai mult decât arderile de tot. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică. Auziți, viața veșnică este condiționată de două lucruri, ascultare și credință în El. Spune aici în capitolul 7 din Evanghelia după Ioan. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, cei ce vor asculta, și cei ce vor crede în El. În cine? În Domnul Iisus. Dar ce înseamnă să cred? Să cred că El a existat în istorie și o realitate? Asta e prea puțin. Asta cred și cei din afară. Și biserica istorică și toate celelalte culte. Nu asta? Să cred tot ce spune El, tot ceea ce îmi transmite și tot ceea ce vrea de la mine. Asta înseamnă a crede. A pune în practică. Zice și dracii cred și se învioară. Ei nu pun la îndoială existența celui prea înalt, dar nu fac voia lui. Nu împlinesc cuvântul lui. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Care-s condițiile, printre altele, în afară de cele amintite la început? Mai întâi ascultarea, apoi credința, ascultarea de El.
o ascultare, mă silesc, îmi dau silințele. A, nu pot eu, sigur, n-am ajuns la desăvârșire, dar mă lupt. Nu înseamnă că abandonez. Am greșit, vin înaintea lui imediat. Nu lasă să se cicatrizeze păcatul, rana. Și atunci, pe proaspăt încă, vin înaintea lui și el e gata să mă ierte. El știe că sunt în lumea asta, unde suntem înconjurați de neputință și imperfecțiune. Și el este gata să mă ajute. Zice în Iov, capitolul 22, e un verset extraordinar, haideți că vi-l citesc, că merită. Spune aici, în capitolul 22, versetul 29 și 30, vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta, Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. Care se smerește? Versetul 30, el va izbăvi chiar și pe cel vinovat, care își va datora scăparea curăției mâinilor tale. Cam cum se traduce asta? Am greșit, sunt vinovat, vin înaintea Domnului, ca și copila lui, îmi cer iertare. Doamne, am greșit. Și Domnul e gata să mă ierte. Eu mă recunosc, mă căiesc și îmi pare rău și El este gata să mă ajute. Dar dacă o lasă treacă, și pentru că nu s-aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă răul. Da, uite că Dumnezeu nu e nicio schimbare, totul e așa, uite și la cutare, și la cutare, da, da, aici așa e. De multe ori noi nu vedem aici, dar există o zi, există o zi în care se va trage linia în dreptul fiecăruia. De aceea pentru biserica din Nedlac, Doamne, binecuvânt-o! Ajută-ne să ne racordăm! Vrem, Doamne, să avem Duhul Tău! Ascultare, credință! Un al treilea lucru, pentru a avea Duhul Sfânt, spune aici, auziți ce frumos, sigur, nu o să le știți, dar le reamintim cu această ocazie. Spune aici, de aceea eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește, celui ce bate îi se va deschide. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cum? Eu ascult, eu cred, nu-i suficient, nu, trebuie să-l și cer. Dar mama Domnului și ea trebuie să ceară, nu face excepție cu ea? Nu a făcut excepție. Nu a făcut excepție cu ucenicii, cei mai apropiați. Și au trebuit, de la ziua 40-a, când Domnul s-a înălțat, până la ziua 50-mii, 50, 10 zile, acolo, să stea toți împreună, împreună și să se roage împreună, să strige la Domnul. Și de-abia, dacă nu se rezolva atunci și nu turna, ei continuau. Ei rămâneau consecvenți. Doamne, ajută-ne și pe noi să cerem Duhul Tău. Ajută-ne, vrem să fim plini de Duhul Tău. Vedeți, un om paralizat are viață, dar nu are din plin. Nu-i viață din plin. Și am venit ca oile mele să aibă viață, dar să o aibă din plin, din belșug. Ceea ce revitalizează într-un mod deosebit omul nostru spiritual este Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui, Duhul lui, rugăciunea, părtășia și toate celelalte. Ce frumos! Că apoi o a patra condiție, o citim și pe aceasta că merită. Am amintit-o, dar vrem să o citim. Auziți ce frumos spune aici în Faptele Apostolilor, în capitolul 15. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat două sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. O a patra condiție, Domnul curățește inima. Eu m-am curățit, eu m-am mărturisit, eu am venit înaintea Domnului și cer și Domnul este Cel ce mă desăvârșește. Când pune El Duhul lui Sfânt, îl pune într-un vas curat. Într-un vas curat. Apoi ceea ce trebuie mie în continuare este să rămân în această stare. Să mă lupt să rămân a Lui. Să rămân viu pentru El. Să trăiesc pentru El, pentru slava și gloria Lui. Aș vrea să mai amintesc două lucruri. Ce este Duhul Sfânt în ultimă instanță? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă o mărturisire a celui preanalt. Știți că pentru mântuire trebuie două mărturisiri, mărturia omului și mărturia lui Dumnezeu. Și una și alta. Au valoare. Nu le subestimează Dumnezeu, nici mărturia omului. Auziți numai ce spune în Matei, capitolul 10. Matei 10 spune așa.
De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Extraordinar! Auziți numai ce spune în Ioan, capitolul 12, ceva interesant, despre o categorie de oameni. Spune aici Ioan, capitolul 12, spune versetul 42, totuși chiar dintre fruntași mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dat afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni care iubesc mai mult lucrurile lumii, slava trecătoare. Dumnezeu să ne ajute cu toată inima să-L iubim pe El, să ne ajute să-L mărturisim și cu buzele, cu limba, foarte important. Și atunci în apa botezului, dar după, în continuare, toată viața, prin trăire, prin comportament, prin acțiunile noastre. Apoi, e foarte importantă, sigur, și mai mare, este mărturia lui Dumnezeu. Care e mărturia lui Dumnezeu? Sigur, botezul cu Duhul Sfânt. Apoi, alte împliniri pe care Dumnezeu ni le dăruiește aici. N-a făcut nicio deosebire. Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Dumnezeu a mărturisit, mărturia Lui, mărturia Lui Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt, o minune dumnezeiască. O parte a dumnezeirii și când zic o parte, Duhul Sfânt, dar nu numai, Hristos să locuiască în inimile voastre, prin credință. Dar cum locuiește Hristos? Prin ce? Prin Duhul Lui, prin cuvântul Lui. El locuiește în inimile noastre. Efeseni, capitolul 1, uitați ce spune aici, cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 13, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Duhul Sfânt vine în inima noastră, e, scoate totul afară, tot ce este rău, dă afară Domnul, ne străduim și noi să golim și apoi... Nu rămâne goală, dacă rămâne inima goală, rapid cădem din nou. Dar Domnul vrea să o umple El cu cuvântul Lui. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ține omul, parafrazat, curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Foarte important. Duhul și cuvântul trebuie să fie în inimă. Inima să mustească de cuvânt, plină de cuvânt. Atunci iei cuvântul, Domnul, știți ce spune Biblia? O luat cuvântul, ca și când era așa la îndemâna lui. Era plin de cuvânt, el era cuvântul de fapt. El era cuvântul. Ce frumos! Ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt? Mărturia celui preanalt. Dar un al doilea lucru, ce mai înseamnă? Înseamnă pecetea pe care ne-o dă Dumnezeu, extraordinară. Zice aici, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese păgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Când cumperi ceva, dai o arvună. Asta e o garanție în acest contract care se realizează. E extraordinar. În final vom primi ce este desăvârșit. Dar deja s-a dat o arvună pentru noi. Duhul Sfânt, auziți ce spune în Corinteni, în 2 Corinteni. În capitolul 21 și 22, și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns, este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Ne-a și pecetluit. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu să ne zguduit având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Auziți pecetea după care o cunoaște Domnul. După care suntem cunoscuți. Noi nu realizăm și lumea spirituală și a demonilor. Și ei cunosc pe cei ce sunt al lui Dumnezeu. Pe Pavel îl știu, pe Iisus îl cunoaștem, dar voi cine sunteți? Fiii lui Sceva, care încercau în numele lui Iisus să facă ceva. Ce mare lucru să fii pecetluit. Să fii pecetluit, tu nu vezi pecetea, dar o ai, extraordinar.
Aia înseamnă să fii sub protecția divină. Îngerul lui Dumnezeu zice, feriți-vă să nu te voi mați nici măcar pe unul din acești micuți ai mei, căci vă spun că îngerii lor, la plural, văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Îngerii lui Dumnezeu sunt cu noi, dacă suntem pecetuiți și aparținem. Tot timpul ne păzesc, ne ocrotesc. Casele noastre, corturile, perimetrul, este sub privirea directă a celui preanalt. Dorim în final, Doamne, binecuvântă biserica din Ădlac. Ajută-ne să fim pecetuiți, Doamne. Vrem mărturia Ta, mărturisirea, sigur, vine ziua aceea. Atunci, în mod deosebit, când Domnul Iisus va mărturisi înaintea Tatălui, în dreptul nostru a fiecăruia. Ce frumusețe, ce minunăție va fi. Ce minunăție. Dar până atunci trebuie și noi aici să-L mărturisim pe El. Și aici trebuie să ne facem partea noastră cu grijă, cu frică și cu multă smerenie. Ce combinații are extraordinare Dumnezeu! Cu multă teamă și cu multă bucurie în același timp. Să-L mărturisim pe El, să-I facem voia Lui, să trăim frumos în fiecare zi, să trăim frumos în familie. Mi-a dat Duhul Sfânt, cum era menționat, roada Duhului. Ce să spunem? Nu există fără Duhul Sfânt. Aici nu-i vorba de lucruri firești. După o capacitate deosebită a omului, intelectuală, prin care omul se forțează să fie plin de dragoste, să fie bun, da, de unde. Aici e vorba de roada Duhului, efectiv. Ceva dumnezeiesc. Ceva sfânt și nobil. Încă o dată Dumnezeu să ne umple pe toți de Duhul Lui. Și ajută-ne, Doamne, să trăim sub impulsul Duhului. Și la rugăciune, și la cuvânt, și întotdeauna să fim prezenți, mai ales în casa Domnului, Domnul e prezent întotdeauna, El nu lipsește. Dorim în continuare, fratele Andrei, să facă încheierea.